Suntem prezenți în fața dumneavoastră pentru a vă anunța că partidele politice, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat, au decis constituirea coaliției de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană. A fost un proces necesar de dialog și astăzi venim cu rezultatul acestui dialog. Ne dați voie să semnăm acest document sau nu? Da? Bine, bine. Sau mai amânăm semnarea. Cernel a fost tot folosit în ziua de 29 iulie și nu era în Republică. Eu patru exemplare ne puteți ajuta să o multiplicăm aici, vă rog. Primul exemplar. Semnarea acestui document important astăzi este o acțiune foarte și foarte asumată și totodată responsabilă. Am declarat de la bun început. Ne asumăm acest proces. Foarte complicat. Responsabil, nu pentru a da satisfacție unora sau altora, dar pentru a asigura funcționalitate ulterioară a coaliției. Există înțelegerea, există priceperea, rezultatul este semnarea acestui document și după care urmează să implementăm pas cu pas cele care sunt prevăzute în acest document, în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi am pus temelia a acestei prime etape și vreau să vă spun că este o temelie foarte și foarte solidă. În mod evident că aceste discuții ale noastre continuă. Pe bună dreptate vă pune accentul și în continuare pe asigurarea calității funcționării și consolidării acestei funcționalități a Alianței pentru Viitor. Din momentul în care se încheie perioada de vacanță pentru unii din colegii și partenerii noștri de dialog, în mod evident că ne vom așeza la masa de dialog. Altă cale nu există. Eu cred că noi nu vom purta niciun fel de negocieri la capitolul funcției cu Partidul Comuniștilor. Eu vreau să vă spun încă o dată, repet de fapt, că ei sunt obligați să delegheze cele 8 voturi pentru a alege președintele țării, fără niciun fel de exerciții de alt, de negocieri și așa mai departe, fiindcă ei sunt obligați să o facă, de altfel ar provoca alegeri anticipate, așa cum le-au provocat la 5 aprilie prin declarația lui Voronin că nu va purta niciun dialog politic cu nicio formațiune care a acces în Parlament. Eu cred că nu 8, dar 48 de voturi, fiindcă, pe cât cunoașteți, e mai multe și pe spate decât noi. Așa-i, nu? Ghilime. E chiar o apără. Bine, într-o vreau să vă spun că toate problemele ce sunt de guvernare Republicii Moldova le hotărâm noi în patru. Noi ne asumăm responsabilitatea de a construi o guvernare democratică, de funcționarea democrației. Civilizovanный dialog, bazированный на принципы и ценности, всегда давал и будет давать результат. Нажим, прессинг, шантаж приводит к тому, что привел или привело это правление Республики Молдова к нищете и к ситуации нефункциональности государства. Thank you.
Gracias.